vă așteaptă de mult. Eu mai stabilisem o dată această întâlnire înainte de COVID și a venit COVID-ul. De data aceasta Dumnezeu a fost cu noi și sperăm să dea în continuare și să nu vină ploaia peste noi atât cât va dura această activitate. Vă mulțumim că ați răspuns afirmativ invitațiilor, invitației noastre. Mă scuzați că am emoții și eu. Și aș dori să aveți așa o discuție cu ei, să le spuneți de ce este important sportul, de ce este important fotbalul. Mulți dintre ei practică fotbalul și e bine să-i încurajăm. Bine v-am găsit! Am venit să facem poze, să vă dăm autografe, avem și niște bilete pentru meciul cu Mioveni de luni viitoare. Cine zic vă spun să face bine la sănătate? Să nu vă îndrășați așa ca mine. Și în rest, tuturor, să ascultați pe domnul profesor și să învățați bine. Ziua, sunt de foarte bucuros că am primit vizita echipei Petrolul Ploiești, o echipă foarte iubită de toți ploieșteni, toți brahoveni. Sunt de bucuros că din toate școlile din Prahova a venit la noi, dar cu siguranță o să ajungă la cât mai multe școli din Prahova, pentru că este cea mai iubită echipa Ploieștiului. Idolul tău? Idolul meu, Huja. Din păcate, este accidentat. O să revină. Da. Ai să-i transmiți ceva? Să refacă când mai repede și să vină alături de noi, să pună umorul la play-off, la play-off. Să zic, un jucător vestit, în față nu stătea nimic pe tot.
Petrol!